Fostul președinte al României, Traian Băsescu, s-a întâlnit miercuri 25 mai cu simpatizanții din orașul Suceava pentru a-i susține pe Bogdan Codreanu, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean, și Marian Andronache, candidat la funcția de primar al Sucevei, ambii din partea Partidului Mișcarea Populară. Le împărțim și pe stânga și pe dreapta, uite! Și în numele organizației județene, stimați colegi, dați-mi voie să-i mulțumim domnului președinte Traian Băsescu, pentru că mai puțin de 3 săptămâni este a doua oară în județul Suceava. Lucru care va ajuta, zicem noi, destul de mult în cele două, mai puțin de 2 săptămâni de campanie electorală. Astfel va susține o conferință de presă, domnul președinte, mulțumesc. În practica mea a fost să fac un tur prin toate județele cu ocazia lansării candidaților, iar acum am plecat în al doilea tur prin toate județele, având un singur obiectiv, pur și simplu să susțin candidații. Deci nu am intenția unor conferințe de presă largi, ci vreau să mă refer strict la candidați și la obiectivul nostru. O să mă refer la candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Suceava, domnul Marian Andronache. Marian este un politician nou, care a avut și curajul să se înscrie într-o cursă pentru funcția de primar al Sucevei, în condițiile în care aici avem oameni politici cu o istorie veche. Eu cred că a venit timpul politicienilor noi și Partidul Mișcarea Populară este un partid care vrea să răspundă unui comandament al zilei de astăzi, când electoratul, analiștii, jurnaliștii susțin că este nevoie de o nouă clasă politică. Nu discutăm neapărat, atunci când ne referim la o nouă clasă politică, despre tineri cu vârsta de 18 ani. Sunt foarte buni și ei în partide și avem un număr mare de tineri. Dar avem nevoie de acel suflu nou în politică, iar Partidul Mișcarea Populară vine cu acest suflu. Marian este un exemplu pe care Partidul Mișcarea Populară îl aduce în oferta de candidaturi. De altfel, repet ce am spus și acum 2 săptămâni, când am vizitat Suceava, în Partidul Mișcarea Populară 85% dintre membri sunt oameni care nu au făcut niciodată politică. Sigur, era necesar și un 15% ca să evităm stângăciile majore, ca să facem un transfer de experiență către cei care nu au mai făcut politică până acum. Dar, pe fond, avem un partid cu oameni care nu au mai făcut politică și care s-au decis să nu mai stea deoparte. Sigur, este foarte greu să te bați cu lungul la Suceava. Dar la fel se spunea și despre mine. În București, în anul 2000, când PD-ul avea 4% la București, se spunea că e foarte greu să te bați cu PSD-ul.
S-a demonstrat că n-a fost imposibil, chiar dacă a fost foarte greu. Și mi-aduc aminte cât de dezamăgit a fost PSD-ul, că a pierdut primăria Capitalei în 2000, când pur și simplu nu le venea să creadă, că după ce în primul tur Sorin Oprescu obținuse 46%, iar eu vreo 16,8%, a fost posibil ca în turul 2 să-l bat. Dar atunci erau alegeri în două tururi, astăzi avem alegeri într-un singur tur. Ca atare, tot efortul pe care acum trebuie să-l facă Partidul Mișcarea Populară este să-și aducă la vot electoratul. O să mă întrebați ce electorat. Și am să vă spun foarte cinstit, chiar dacă nu eu am inventat acest termen, în primul rând, băsiști. Din Suceava trebuie să vin la vot. Dincolo de cei care poartă numele de băsiști, sigur sunt foarte mulți electori pe care eu i-am avut atunci când am câștigat cele două mandate de președinte al României. Iar eu invit pe cei care m-au votat și în 2004 și în 2009 să voteze Partidul Mișcarea Populară, pentru că acest partid întruchipează idealurile lor. Și ceea ce eu n-am reușit să fac în cele două mandate, vor face cei din Mișcarea Populară dacă vor primi votul electoratului. În mod categoric, cei care m-au votat pe mine și în 2007 și în 2009 nu se pot regăsi ca votanți ai PNL-ului actual. Pentru că actualul PNL este acela care s-a opus cu toată forța alături de PSD, reformării justiției, reformării structurilor de securitate, drept pentru care am avut parte de două suspendări. Deci invitația mea către electoratul care vrea să continue procesele de reformă în România și să facă ceea ce nu s-a putut face în cele două mandate pe care eu le-am avut ca președinte al României, este invitat să voteze Partidul Mișcarea Populară și eu le garantez că acest partid va continua procesele de modernizare a țării. Sigur, nu suntem interesați să câștigăm doar primăria Sucevei. Ne interesează și Consiliul Județean, unde îl avem pe Bogdan Codreanu, un primar în funcție, un primar care, la vârsta de 40 de ani, este capabil să conducă foarte bine Consiliul Județean. Dacă discutăm de cei doi candidați pe care i-am prezentat, Marian și Bogdan, veți constata că este exact acel mix de prospețime în politică și oarecare experiență. Pentru că nu-l putem considera pe Bogdan un baron al politicii, dar îl putem considera un om cu suficientă experiență ca să conducă și Consiliul Județean, nu numai Primăria Cojorâta. Acesta a fost mesajul meu pentru suceveni. Mai am, ca să spun așa, un mic atac. Unul mic. La fluturi care se împăunează cu realizările din județul Suceava. Eu aș vrea să-i spun
că știu bine cât sprijin a primit, nu spun de la cine să nu fie autodenunț. Și pentru reabilitarea mănăstirilor, fie că vorbim de Sucevița, de Moldovița, de Dragomirna, și pentru reabilitarea cetății Sucevei, și de la Ministerul Transporturilor, deci nu numai de la Ministerul Dezvoltării, pentru modernizarea drumurilor din județul Suceava. Deci, să lase puțin mai ușor cu ce a reușit el să facă, că am pus umărul foarte mulți ca să se facă ceva în județul Suceava în timpul guvernului Emil Boc. Și n-aș vrea să invit pe miniștri din acea vreme să treacă pe aici, să se ducă fiecare în dreptul obiectivelor pe care le-au finanțat. Sigur, meritul lui Flutur a fost că a avut un guvern și susținere pentru județul Suceava, că nu au avut multe județe. Altfel, eu închei cu speranța că toți cei care vor modernizarea administrației locale, o administrație care să lucreze pentru comunitate și nu pentru partid, își vor îndrepta opțiunea de vot către candidații Partidului Mișcarea Populară, atât la Primăria Sucevei, cât și la Consiliul Județean. Cel mai important lucru este să nu discutăm despre niciun fel de alianțe până în momentul în care nu vedem ce vot am obținut de la electoratul din județul Suceava. Abia atunci vom putea discuta și vor fi foarte multe lucruri de luat în calcul. Vă dau un exemplu. O abordare vom avea acolo unde nu câștigăm primăria comunei, a orașului sau a municipiului. Acolo opțiunea noastră va fi să rămânem în opoziție. Marea problemă politică, deci nu marea problemă, va fi o bucurie, dar problema politică vine atunci când, în locurile în care vom câștiga primăriile. Pentru că ar fi imoral să lași un primar care a câștigat fotoliul de primar într-o comună, într-un oraș sau la Suceava, să lași fără o majoritate în Consiliu, pentru că îi distrugi pur și simplu mandatul. Și asta vă spun din proprie experiență la București, unde am avut un mandat cu un Consiliu ostil. La fel cum atunci când am fost președinte, din 10 ani, 7 ani am avut o majoritate ostilă în Parlament. Deci va trebui să încercăm să găsim o formulă de alianțe cât mai puțin compromițătoare pentru ca primarii să-și poată face programul. Și asta va însemna că trebuie să găsim o majoritate în Consiliu. Deci acesta este răspunsul. Nu avem o soluție prefabricată, să spunem, facem alianțe numai cu aceia. Ci vom avea în vedere, bineînțeles, este posibil să avem și locuri în care primarii să aibă suficientă abilitate ca fără a face alianțe, vă spun în modul cel mai cinstit, că nu mi-aș dori alianțe nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul. Nu mi le-aș dori. Dar s-ar putea să avem primari cu suficientă abilitate care să reușească să-și gestioneze activitatea în Consiliu, în așa fel încât să nu fie nevoie să facem niște alianțe. Vom vedea.